cel mai important. TVR vă prezintă încercarea naționalei române de a ajunge la turneul final al campionatului european care se va disputa în acest an la Zagreb. Este o grupă de 4 echipe, România, Rusia, Olanda și Marea Britanie. Primele două din grupă vor obține biletele pentru Zagreb. Sunt Narci Șelaru și vă invit la România, Marea Britanie. Start așadar în campania de calificare pentru europene. Am intrat la fix pentru a auzi și imnurile celor două țări. România, cu toți jucătorii de mare valoare, aduși la acest turneu, la Oradea, pentru a trece de un hop care, pe hârtie, pare unul ușor de trecut. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa, pentru că echipele din grupa a doua valorică europeană au făcut pași mari. Marea Britanie, spre exemplu, cu un antrenor român, a obținut câteva victorii surprinzătoare, una chiar în fața Olandei, prezentă și ea la acest turneu. Toată lumea spune că România și Rusia nu au cum să aibă probleme și să se ducă pe primele două locuri. Dar pentru a ne rezolva noi problemele, trebuie să câștigăm meciurile și după aceea, cu biletele de europene în buzunar, să jucăm și o partidă de care pe care cu Rusia în ultima zi a turneului. România cu caschete albe, cei doi portari pe care aveți acum în imagine, cu caschete roșii. De cealaltă parte, Marea Britanie cu caschete albastre. O echipă care a făcut progrese, dar chiar și așa n-ar trebui să reziste dacă românii joacă serios. Au venit toate vedetele la echipa noastră. La meciul cu Turcia din Liga Mondială, Iosep și Cosmin Radu nu ajunge. Poate și de aceea a fost un pic mai grea la doar 3 goluri cu Turcia acasă, după ce i-am bătut la 8 goluri în deplasare la Istanbul. Dar nu-i așa, capriciile vulcanului islandez au făcut ca românii să nu fie atunci în formație completă. Lucrurile stau cu totul altfel în această după-amiază perfectă pentru Polo la Oradea, în bazinul acesta superb, care oferă garanția disputării unei competiții la înalt nivel. Saluturile celor două formații. Mai bine cu camera pe băieții noștri, pentru că va urma salutul României în câteva secunde, după cel al Marii Britanii, echipă care și-a adus antrenor român, mă refer la Marea Britanie, în speranța de a se prezenta onorabil la Olimpiada. Atenție, chiar dacă sunt țara gazdă, s-ar putea ca această echipă să nu participe dacă nu atinge un anumit nivel. Asta este dorința Federației de Polo din Marea Britanie, să atingă un nivel prin care să nu se facă de râs în meciurile cu adversari foarte puternici. Vom vedea unde au ajuns astăzi. Marea Britanie și-a făcut salutul. Urmează Naționala României cu Radu Cosmin. Cosmin Radu acolo în centru. Iată, încercă concentreze psihic pentru concentreze perfect pentru startul acestei partide. S-a auzit un puternic România și aplauze de la cele câteva sute de spectatori prezenți în bazinul acesta de frumos de la Oradea. Un bazin pic, un bazin în care putem juca meciuri de acest calibru. Repede și echipele. Începem cu englezii. În poartă cu Matthew Holland, numărul 13. Ceilalți jucători: Robinson, Figes, Personage, Curran, Parker, Schofield. De cealaltă parte, România cu Dragoș Stoienescu în poartă, Radu Cosmin, Tiberiu Negrean, Nicolae Diaconu, Andrei Bușila, Alexandru Matei și Cal Mancadar. Ei sunt cei trimiși pe teren de antenorii Ișvan Covaci, principal, și Ladislav Balanov, secund. De cealaltă parte, Cristian Iordache, antenor principal la Marea Britanie. Un antrenor cu care britanicii speră ridice nivelul. Să vedem dacă vor reuși. Start așadar în primul meci al turneului de calificare. Alexandru Matei, vitezistul echipei noastre, câștigă angajamentul și românii pleacă în atac prin Kalman Kadar. Kadar așteaptă și primește Bușilă. Bușilă pentru Alexandru Matei, angajare la centru. Radu Cosmin, frumoasă fentă, deschide în scorul la chiar primul atac.
Radu Cosmin, așadar frumos, frumos golf, excelentă execuție, priviți aici, are timp de fentă, portarul se duce pe un colț, mingea evident aterizează cu minte în celălalt și este 1-0 pentru România, început frumos așadar pentru România și evident pentru Radu Cosmin. Parker pasă la Curwin. Ne apărăm bine la centru cu Kadar acolo, încercând să câștige duelul fizic cu DeCarol Schofield. 10 secunde de atac, Curwin pentru Figes. Figes câteva fente și în șut departe. E momentul plecării pe contraatac. Stoienescu, portarul dinamovist, pasează celuilalt dinamovist din echipa Alexandru Matei, care caută un coechipier demarcat, în plus din mișcare pe care românii încearcă să-l valorifice. Bușilă, Matei, s-au tras de britanicii și au ajuns într-o zonă de apărare. Le va fi însă din ce în ce mai greu odată cu trecerea timpului. Gol România! Gol Alexandru Matei! Este 2-0. Start excelent pentru formația noastră. 2-0 așadar, Alexandru Matei. Am discutat ieri cu antrenorul principal al României, Ișvan Kovac, evident cu ajutorul lui Ladislav Balanov, pentru că nu cunosc limba maghiară. Ei bine, Ișvan Kovac era adeptul ideii că trebuie să batem clar cele două partide, dar atenție și noi și Rusia, pentru a nu ajunge în situația de a avea meci decisiv cu Rusia în ultima zi a turneului. Așadar, românii vor fi suporterii rușilor în meciul următor. Iată primul gol pentru oaspeți. A marcat cu numărul 8 Curwin, Thomas Curwin, jucător născut în 1986. Șut deviat acolo. Și primele semne de întrebare, nu-i așa, pentru echipa României, care vine după un surprinzător 13-10 cu Turcia. Spun surprinzător, deoarece în deplasare câștigase în partida la Istanbul la 8 goluri. Și cu un arbitraj ostil. Spun asta cu siguranță pentru că am fost prezent la acea partidă. Ei bine, acasă am ratat foarte mult, poate chiar prea mult. 2-1 deocamdată. Negrean, Kadar, câteva fente. Negrean, șut la colțul scurt. Apără portarul britanicilor, Matthew Holland. Numai puțin de 7 din cei 13 jucători englezi, atenție, britanici, îi trăiesc când se antrenează și joacă în Australia. Robinson. Robinson, angajarea centrului, dar n-are cum să se dea fault cu o minge acolo la centru. Un atacant între patru fundași nu avea absolut nicio șansă. Alexandru Matei. Matei, notă rapid, în fața sa este șeptarul Parsonage. Kadar, Matei, o fentă, pasă la Kadar, Kadar, Matei, 7 secunde, Radu Cosmin și este gol pe de la urmă. Portarul Holland a parat prima aruncare, dar după aceea lucrurile au stat foarte greu pentru el. N-a reușit să scoată mingea mai mult, aproape că și-a băgat balonul singur în poartă. 3-1 așadar pentru România. Două goluri Radu Cosmin, jucător care evoluează de multă vreme în Italia, la Florența. Parker pasă pentru Personage. Curwin, fault în atac. Pleacă, se aude de pe banca tehnică. E clar că se încearcă un contraatac cu crearea unui om în plus din mișcare. Britanicii însă până acum au un timp de repliere excelent. Priviți cum se organizează deja pe faza de apărare. Pasă la centru, Radu Cosmin întoarce pentru Bușilă. Bușilă, Negrean este agățat de braț, nu mai poate trage la poartă. O serie de devieri, Bușilă pe 10 secunde, câteva fente și un șut pe care îl respinge portarul Holland. Rămâne 3-1, dar încă 30 de secunde de atac pentru Naționala Română.
Tot astăzi, în al doilea meci al grupei, Rusia-Olanda. Meciul va fi transmis pe TVR3. Kadar, Bușilă, Kalman Kadar, primește din nou Bușilă, câteva fente, Kadar, e o intrare acolo, dar șutul lui Kadar nimerește bara. Din nou 30 de secunde, o presiune destul.